Bună ziua, sunt Cătălin Condruț și vă prezint știrile Mediafax. Ministrul Sănătății anunță că secțiile chirurgie, terapie intensivă, bloc operator și spălătorie a spitalului din Roșiorii de Vede au fost închise. Măsura a fost luată după ce a fost descoperită o bacterie extrem de periculoasă pe lenjeria și în corpul unui pacient operat. Sorin Bușe, ministru al transporturilor în guvernul Cioloș, este de astăzi consilier economic al președintelui PNL, Ludovic Orban. Bușe urmează să se ocupe de relația liberalilor cu mediul corporatist. Președintele Dreptei Liberale critică intenția anunțată a guvernului de impozitare a cifrei de afaceri. Viorel Cataramă spune că măsura este una de sorginte comunistă, care va duce la falimentul a cel puțin o treime din firme. Drumarii anunță că au reușit să dezăpezească drumul dintre Bumbești, Jiu și Petroșani, astfel că circulația prin defileul Jiului a fost redeschisă. În plus, se lucrează la drumul dintre Novaci și Rânca, astfel încât o parte din Transalpina să poată fi folosită. Bohemian Rhapsody, cu actorul Rami Malek în rolul principal, a devenit filmul biografic muzical cu cele mai mari încasări din istorie. Pelicula a depășit pragul de 600 de milioane de dolari în încasări la mai puțin de 2 luni de la lansare. Acestea au fost informațiile momentului. Toate știrile de ultimă oră vă sunt oferite de agenția Mediafax.